Bun găsit, întunecaților! În seara aceasta vă voi spune povestea reală a lui Jeff the Killer. Jeff este unul dintre cele mai celebre personaje creepypasta. Este vorba despre un băiat desfigurat care începe să ucidă pe toți cei din jur, aparent mânat de un sentiment de nebunie. De altfel, povestea reală a strânit multă vâlvă în presa internațională în anii 80. Vă avertizez că această poveste descrie lucruri terefiante și este interzisă minorilor sub 18 ani. Vă recomand să respectați această limită de vârstă. Iar acum, pregătiți-vă o căniță cu ceai cald, faceți-vă comozi și ascultați pe propria voastră răspundere. Povestea reală a lui Jeffrey Edison. Jeffrey Edison s-a născut în Irlanda în anul 1970 într-o familie săracă și dezorganizată. Mama băiețelului, Henrietta Edison, obișnuia frecvent să se prostitueze pentru a-și satisface dependența de droguri. Soțul acesteia cunoștea acest lucru, însă trecea ușor cu vederea peste atâta timp cât veniturile soției sale erau împărțite și cu el. Jeffrey sau Jeff era cel de-al doilea băiat al familiei, cel mai mare fiind Louis Edison. Oamenii își amintesc că Louis avea probleme psihice care îl făceau să se comporte asemenea unui copil de 7-8 ani, deși avea în perioada aceea 14 ani. Nimeni însă nu cunoștea sursa acestei dereglări psihice a lui Louis, deoarece aceasta părea să fi survenit peste noapte. Mulți au pus lucrul acesta pe seama unui șoc sau al unui accident. Alții, în schimb, credeau că lui o lasă raznă în timp datorită bătăilor pe care tatăl celor doi le administra aproape zilnic. În 1980, pe când avea deci doar 10 ani, Jeffrey fu trimis de părinții săi să fure în Dublin. Trebuie menționat că băiețelul avea o constituție fragilă și bolnăvicioasă. Își petrecea zilele cerșind și încercând să fure bani atunci când avea ocazia. Existau cazuri totuși în care nu reușea să obțină nimic. Îngrozit, acesta își petrecea nopțile dormind pe sub poduri sau în cimitirele din apropiere. Făcea acest lucru pentru a nu fi snopit în bătaie de tatăl său, o brută odioasă. Își amintea foarte bine Jeff de bătăile pe care lui, fratele său mai mic, le încasa. Într-una din nopți, brutei i se năzărise că lui ar fi furat o cantitate de droguri și ar fi aruncat-o. Jeff își amintea că bruta îl împinsese pe fratele lui cu capul de perete, apoi cuprins de o furie diabolică începu să-l lovească cu o cheie franceză, sfărâmându-i astfel câteva coaste și femurul piciorului drept. Iată deci motivul pentru care lui își pierduse mințile. Era adevărat, lui într-adevăr găsise niște granule albe într-un pliculeț de hârtie și le aruncase, doar sperând că măcar pentru o seară părinții lui vor avea mințile limpezi. Dar iată că pentru părinții lor drogurile erau mult mai importante. Curând, lucrurile aveau să se răutățească și mai tare. Jeff se întorcea foarte rar acasă, doar atunci când reușea să fure sau să primească bani din milă de la trecători. De nenumărate ori acesta fu prins de poliție și snopit în bătăi. Totuși, bătăile pe care le-a încasat de la autorități erau cu mult mai umane, asta dacă se poate spune, decât oasele rupte cu cheia franceză de către tatăl său. În decembrie 1982, viața lui Jeff avea să se schimbe pentru totdeauna în mult mai rău. Mama sa, Henrietta Edison, fu găsită într-o cameră de hotel, moartă. Aparent, căzuse victimă unui client sadic, trupul ei fu găsit lângă un calorifer cu cablul de la telefon înfășurat în jurul gâtului. Cadavrul acesteia fu găsit abia după 2 săptămâni la insistențele vecinilor care raportaseră o duhoare groaznică. Cum caloriferele erau încinse pe perioada iernii, iar Henrietta fusese rezămată de calorifer, cadavrul ei putrezise pe jumătate, iar pe podea se formase o pată maroniu verzuie. Craniul ei era zdrobit, fapt care indica că ucigașul nu reușise probabil să o ucidă din prima, ștrangulându-o cu cablul de la telefon. Acesta ar fi lovit-o cu capul de caloriferul de fontă până când biata femeie a murit. Criminalul însă n-a fost niciodată prins, deși soțul victimei a fost considerat pentru scurt timp prim suspect. În mod surprinzător, tatăl lui Jeff nu fu șocat deloc la auzul acestei vești cutremurătoare. Știam eu că târfa asta de femeie o să moară într-o bună zi și că o să moară rău, rău de tot, așa cum de altfel s-a și întâmplat. Cine nu ar fi ucis-o? Spuneți-mi voi mie, cine nu ar fi ucis o asemenea târfă ordinară?
Cei doi copii fură amărâți peste măsură de reacția nesimțită a tatălui lor. Mai mult, erau din ce în ce mai îngroziți de ceea ce ar fi putut să li se întâmple după moartea mamei lor. Înmormântarea a avut loc la 2 săptămâni de la descoperirea cadavrului. Oamenii din oraș s-au milostivit și au plătit pentru funeralii. Tatăl nu fu prezent. Stătu tot timpul într-o crâșmă infectă cu o cană de rom în mână, plângând după femeia lui. Hen, te-am iubit. Oh, de ce a trebuit să mă lași singur? Ce mă voi face eu cu acești doi îngerași pe care mi-ai lăsat? Oh, Henrietta, știi cât de mult te-am iubit. De ce mi-ai făcut una ca asta? În acea zi, bărbatul bău gratis până noaptea târziu, compătimite prietenii lui de pahar. Se poate spune că în acea noapte, diavolul a ieșit pe pământ în casa familiei Edison. Cu privirea tulbure și clătinându-se, Bruta s-a întors acasă târziu, aproape de miezul nopții. Cei doi copii dormeau împreună într-un pat cu o saltea mucegăită ce mirosea urină. Monstru apucă cheia franceză și lovi la nimereală peste cei doi. Copiii începură să răcnească îngroziți și săriră din pat. Jeff îl prinse de mână pe lui și o zbucniră pe ușa deschisă. În acea noapte s-au ascuns într-un cavou din cimitirul din apropiere. La lumina gălbuie a unei lumânări, Jeff văzu că fratele său tremura și-și acoperea fața cu mâinile tremurânde. Brutal lovise cu cheia franceză peste maxilar, dislocându-i bună parte din dinți, pe care acum acesta îi scuipa plângând printre buzele sângerânde. Jeff îl îmbrățișă și șterse fața cu batista lui murdară. Alarmați, vecinii o chema poliția, iar omul fu arestat numai decât. Edison a petrecut câteva luni la închisoare, dar a fost eliberat în august 1983 pe motiv de bună purtare. Într-adevăr, Edison nu mai părea o brută. Mulți spuneau că au văzut o schimbare în ochii săi, ba chiar și un iz de umanitate pe care nimeni n-o văzuse vreodată la el. Devenise un om interesat de religie și începu să frecventeze chiar niște cercuri de cateheză creștină. Renunțase complet la băutură, lucru care părea aproape de necrezut. Într-unul din reportajele TV din acea vreme, Edison a declarat: Am comis o faptă oribilă lovindu-mi copiii. Am fost un tată irresponsabil mult, mult timp. Dacă nu aș fi apucat-o pe această cale, Hen ar fi trăit în continuare. Ei bine, iată, eu sunt gata să mă integrez în societate ca un cetățean folositor. În închisoare l-am descoperit pe Dumnezeu, iar viața mea s-a schimbat complet. Dumnezeu însuși mi-a vorbit și mi-a spus că îmi va oferi o nouă șansă la viață. Iată, dragi oameni, promisiunea sa s-a îndeplinit. Într-adevăr, lucrurile pentru o perioadă bună de timp au stat cum l-a descris Edison și așa cum credeau și vecinii lui. Renunțase la băutură și își schimbase comportamentul față de cei doi fii ai săi, Jeff și Louis. Curând, o altă tragedie avea să lovească familia Edison. Louis, care acum avea 14 ani, a căzut într-o comă profundă și a fost internat numai decât la spital. Medicii au confirmat că problema sa era iremediabilă. Tânărul dezvoltase o septicemie generalizată, adică o infecție gravă care se împrăștease în tot corpul. Sursa acestei infecții era de fapt trauma pe care acesta o suferise cu un an în urmă, când tatăl său lovise cu cheia franceză peste față. O parte din dinții săi s-au rupt, însă rădăcinile au rămas în gingii. Acestea s-au infectat și, din neglijență, această infecție s-a generalizat. Louis muri în somn la 2 săptămâni după internare. Jeff găsea linare în faptul că Louis murise cel puțin liniștit, spre deosebire de mama lor, Henrietta. Din nou, vecinii au contribuit pentru funeraliile tânărului Louis. Numai puțin de 1200 de persoane au fost prezente la acest eveniment trist. Printre aceștia, mulți oameni veniți din orașele vecine care auziseră de povestea familiei Edison în ultimii ani. Tatăl îndoliat fu în centru atenției și se luară nenumărate interviuri. De altfel, acest eveniment a fost intens mediatizat. Ceea ce este însă cutremurător este că autoritățile nu au corelat moartea din cauza septicemiei cu bătaia brutală pe care Louis a încăsat-o cu un an în urmă. Dacă autoritățile ar fi făcut această conexiune, Edison ar fi trebuit să fie arestat și judecat pentru omor. Cum spuneam, Edison s-a bucurat de atenție din partea media în acea perioadă, fiind mereu intervievat de televiziunile publice. Căpătase un fel de faimă morbidă. Curând, după mormântarea copilului, lucruri nesemnificative, dar neplăcute, au început să se petreacă în casa lor. Aparent, cineva le-a spânzurat câinele în grădină. În realitate, însuși Edison l-a ucis. Altădată, Edison a reclamat la poliție că cineva îi făcea vrăji, motivând faptul că în curtea sa găsise păsări moarte umplute cu pietre. În realitate, el era autorul acestor fapte.
Investigatorii aveau să descopere peste câțiva ani că Edison suferea de sindromul Munchausen by proxy, o dereglare mentală care făcea victima să comită acte odioase celor din jur, fără însă a fi descoperit. Cel ce suferă de acest sindrom va reclama întotdeauna că lucruri inexplicabile și morbide se petrec pentru a atrage atenția publicului și a deveni faimos. Vă avertizez că din acest moment lucrurile iau o întorsătură bolnavă. În vara anului 1984, domnul Edison începuse să publice în ziar anunțuri pentru a-și găsi o soție. Din nefericire, niciuna din doamnele cu care se întâlnise nu și-a dorit să aibă o relație cu el. Aspectul său era cel puțin respingător. În ciuda acestui fapt, avea pretenția ca femeile pe care le întâlnea să fie foarte frumoase. Curând, s-a văzut nevoit să apeleze la serviciile prostituatelor din oraș. Totuși, ceva era neregulă. Edison nu-și permitea să plătească pentru astfel de servicii, așa că multe dintre prostituate refuzau. Bărbatul dezvoltase un apetit sexual bolnav. Jeff avea să mărturisească peste ani că de nenumărate ori l-a surprins pe tatăl său, masturbându-se necontrolat. Dependența lui Edison de plăceri fizice l-aruncă din nou în patima consumului de droguri și alcool. Dezvoltase o psihoză maniaco-depresivă datorită faptului că era respins de femei. Drogurile și alcoolul ajutau oarecum să treacă peste aceste faze maniacale. Dar monstrul din Edison avea să iasă la iveală într-o noapte de decembrie anului 1985. Edison se întorcea de la locul său de muncă, unde era angajat ca pădurar. Toată ziua își construise un plan îngrozitor. În buzunarul său frământa un pliculeț de hârtie îngălbenit cu câteva granule galbene. Ajuns acasă, sfărâmă cu o lingură granulele, apoi le amestecă cu un tranquilizant pentru bovine. Turnă conținutul acesta peste niște cartofi fierți. Jeffrey îngeră fără să-și dea seama o doză aproape letală de droguri, fapt care induse o stare de inconștiență și o paralizie vecină cu moartea. Edison l-a violat de nenumărate ori, ducându-l apoi în diverse zone de la marginea orașului. Jeff se trezea astfel fără să-și aducă aminte absolut nimic, însă simțea dureri îngrozitoare și greață constantă. Monstrul de Edison a continuat să facă acest lucru de mai multe ori, însă Jeff căpătase o oarecare rezistență la drogul administrat, astfel putând să fie lucid în timpul agresiunii, fără însă să poată opune rezistență din cauza paraliziei generale. Edison își abandonă fiul într-o noapte la marginea cimitirului. De data aceasta, băiatul și-a revenit mult mai repede fiind descoperit de către un vecin. Jeff s-a întors acasă și a hotărât să se răzbune pe acest monstru. În timp ce Edison dormea după o doză de droguri și perversiuni diabolice, Jeff încinse o oală cu ulei și o turnă acestuia peste față. Cuprins de un sentiment nestăvilit de răzbunare, Jeff apucă cheia franceză și începu să-l lovească pe tatăl său până când acesta căzu inconștient. Țipetele lui Edison au alarmat vecinii care au chemat numai decât poliția. Monstrul avea să moară din cauza hemoragiei în drum spre spital. Jeff a fost judecat ca un minor, având doar 15 ani. El nu arăta niciodată milă față de brută, motivând de fiecare dată moartea fratelui său și a mamei sale ca fiind cauzate de acest monstru. Presa internațională a empatizat profund cu acest tânăr. Sentința finală a fost pronunțată pe data de 14 decembrie 1985. Jeffrey Edison a fost declarat vinovat pentru omor extrem de grav, însă avea să-i spășească o pedeapsă de 5 ani într-o închisoare specială pentru minori. A fost eliberat totuși 3 ani mai târziu pentru bună purtare. Astăzi, Jeffrey Edison locuiește în Scoția la o adresă secretă. De asemenea, pentru protecția sa, a primit un nume nou. Ei bine, întunecaților, iată, aceasta este povestea lui Jeff the Killer. Tristă, nu-i așa? Diferă într-adevăr de cea mereu întâlnită în folclorul creepypasta. Firește, acum trebuie să vă mărturisesc că această poveste nu este deloc adevărată, ținând cont că acest personaj este unul fictiv. Am dorit doar să-mi aduc și eu aportul creativ la această poveste. Ce părere aveți? Dacă vi s-a părut interesantă și mai doriți să mai auziți astfel de istorisiri, vă rog să-mi spuneți. Nu uitați să dați un like și un subscribe, mă ajută foarte mult. Haideți să facem un canal interesant și, de ce nu, chiar deștept. Noapte bună!